Vă propun pentru astăzi să vedem cum putem instala și configura BS Player, un program pentru vizionat filme. De ce tocmai acesta? Pentru că are o opțiune interesantă care ne permite să descărcăm automat subtitrările pentru filmele pe care dorim să le vizionăm. Intrăm pe site-ul programului, o să găsiți link în textul articolului. Apăsăm aici Download Free. A început descărcarea. Apăsăm Run. Acceptăm licența. Selectăm limba. Eu o să optez pentru engleză. Aici ne sugerează să descărcăm o serie de codecuri. E bine să facem asta pentru a putea viziona mai multe tipuri de fișiere. Next și finish. Acum programul va porni în mod automat. L-avem aici. Aceasta a fost instalarea. Acum să vedem cum îl configurăm puțin. Mergem și dăm click dreapta. Alegem Options, Preferences și mergem la Subtitles. Aici avem două setări de făcut. Mai întâi mergem pe font și bifăm aici la Script Central European, dacă nu este bifat deja. Asta ne va permite să vedem subtitrări cu diacritice. Va recunoaște toate caracterele din limba română. Aici, la Default Subtitle Language, vedem că este engleza. Noi o să ștergem și o să adăugăm limba română. Mergem și căutăm mai jos. Sunt în ordine alfabetică. Selectăm română. Și dăm OK. Acum limba standard pentru subtitrări este limba română. Și de fiecare dată când vom deschide un film care nu are subtitrare, BS Player va căuta automat pe servere de subtitrări și ne va oferi mai multe variante pe care le putem descărca. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare la un nou minut de IT. Numai bine!